Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Fraților, nu vi se pare foarte ciudat că în lumea asta modernă în care suntem monitorizați, supravegheați, în care suntem, de fapt, un pachet de date ambulante, în care companiile care ne oferă Sankey servicii în online, totul e în online acum, de fapt, știu exact unde ne ducem, ce facem, ce cumpărăm, vrem, ce nu cumpărăm, ce ne place, ce nu ne place. Deci în lumea asta atât de supravegheată, tot trebuie să stăm cu caietelul și creionașul ca să luăm indexul de la contorul de gaze și contorul de electricitate? Da, mă, contorul n-are Facebook. Mă, băiatule, nu erau niște contoare de-astea super șmechere, super automatizate, care transmiteau ele singure sau... Am la calorifer eu. Ai de contor asta. La calorifer? Da, repartitor, cum îi zice. Ah, da. Automat. Și ce păi da, de același lucru. Ăla citește cât am consumat eu... Da. Ce am consumat pe acolo și transmite... Dar transmite tot pe scara wireless. Blocului. Wireless, adică trebuie să vină cineva pe scara blocului. Mă, ce vrei, mă? Și să citească aia, nu transmite la sediu cum ar vei. Probabil într-o bună zi o să pună niște fixe pe scara blocului care să transmită la bază informațiile, nu mai vine un cetățean. De ce am deschis acest subiect? De ce l-ai deschis? Deoarece... Trei dintre nefericiții abonați ai unor servicii de electricitate din acest studio, 3 din 4, sunt abonați la compania aia cu apă. Aia, când plouă, suntem fericiți. Și acolo noi nu primim. Da? Și cum nu mai plouă de câteva luni de zile, suntem cam posaci. Da. Și acolo noi nu primim facturi. Dar trebuie să transmitem indexul din când în când, nu se știe pentru ce, pentru arhivare, presupun. Există undeva niște dosare, o cameră cu dosare în care sunt vrafuri și vrafuri de indexuri de-astea. Și eu știu că indexul oricum, transmite... Scuze-mă, fac o parană. Eu oricum sunt curios să văd un depozit de ăsta cu hârtii în care se adună orice. De la bancă, de la facturi, de la indexul, de la orice. Vreau să te văd. Da. Și ieri eu știam că trebuie trimis indexul la hidroelectrica. Dar nu mai știam când. Și aseară, când făceam noi sumarul, fiind pe chat, toată echipa în gașcă, l-am întrebat pe cine puteam să întreb eu când se transmite indexul. Pe Adi, pe Adi Tudor, noi suntem care este incapabil. Producătorul nostru și știe tot, este specialistul nostru. Și eu îl bănuiesc că e și angajat la hidroelectric. Băi, e angajat la ceva arhivă documentară, știe tot. Și întreb, auzi Adi, scriu eu, în ce interval se transmite indexul hidroelectrica? Deci, citez, auzi Adi, în ce interval se transmite indexul hidroelectrica? Și colegul Luca, îndatoritor și foarte prompt, răspunde, la o lună. Și eu întreb, ce înseamnă la o lună? Și Luca, adică lunar. Era să cadă jos. A fost foarte bun. A fost dar foarte el, bun. Foarte serios. Și nu înțelegea ce nu înțeleg eu și eu nu înțelegeam de ce nu înțelege eu el. Eu cred că s-a și îngrijorat că nu înțelegeai. Și zic, mă, oricând, adică cum? Zic, cum adică la o lună? Adică oricând? Și el zice, nu pricep ce vrei. Da, s-a dat bătut. Nu am înțeles. Păi zic, numai în anumite zile sau cum? Da, zice, între 24 și 28. Deci știa. Deci știam că ieri l-am trimis. Da, așa că astăzi fac excursii de contoarul meu de electricitate, este pe stradă. Și este, de fapt, pe proprietatea unor vecini. La stradă, așa. Iar ei și-au pus a ei, deci depozitează acolo, tomberoane de gunoi. Au două. Auzi, dar la cum merg lucrurile? Ca atare, eu sunt gunoierul străzii, pentru că odată pe lună trebuie să mă duc lemut, pe care deschid ăla. Am, știi că am cheiță ca pensionarii. Am o cheiță specială. N-are care fereastră? Deschide. Nu se vede prin fereastră. Fă una ca lumea și eu să merg. Adică să fac o lucrare. Da. Hai că fac eu o ferestruică frumoasă exact. Aici. Da. Tu ai făcut la tine ferestruică? Nu, că eu n-am situația ta. Și atunci cum poți să-mi spui? Da, dacă aș fi în situația ta, aș face fereastră. Da. Și ar găsi de lucru. Da. Și ai face-o frumos cu ornamente, așa? Ai și frumusețea. Ceva, pune o iconiță într-un colț ca să meargă bine. Auzi, dar cum trimiteți voi indexul ăsta, având în vedere cum stau lucrurile la... Păi cu la... porumbei, cu ce trimiteți indexul? La mail. Stai, la companiile astea există aplicații. Așa. Da. Unde, practic, intri și poți să trimiți indexul. Și okay. La voi cum e? La noi nu este, nu există aplicație. Noi suntem... Ești în fața curții și strigi, sau ce? Noi, mă, nu înțelegi că nu există facturi. Deci noi suntem în alt secol aici. Există un site
În site-ul respectiv, așa, trebuie să intri, spui CNP-ul. Ah, e deschis non-stop. Da, site-ul, și ei îți trimit un link securizat, adică nu oricine înțelegi. Da. Cred că trebuie să bifezi și că nu ești robot, nu mai știu. Da, trebuie. Și îți trimit link-ul, accesezi link-ul, da, și îți dau o fereastră specială în care trebuie să treci codul de contoar și podul și astea. Noroc că le-a memorat, deci măcar atâta s-a făcut. Și la mine ieri le-a memorat, după 3 luni în sfârșit le-a memorat. După aia treci indexul, dai click și la revedere, nu mai știi ce să... Eram avut alte emoții că nu nimerea în cap ce aia. Că era cu uscări. În ce sens nu nimereai? Nu reușeam să trec de faptul că sunt umanoid. Să dai click acolo pe... Da. Nu, mă, stă niște poze. Ieri mi-a dat poze cu scări și am pus o scară de incendiu, că tot scară ești. Cred că m-a zis că nu e bine. Poate că suntem, de fapt, în simularea noastră. Da. Tu ești cam Blade Runner. Tu ești, de fapt, android și nici nu știi. Tu poate ești robot. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.